Echipa de majorete a Colegiului Național Pedagogic Mircea Scarlat din Alexandria este câștigătoare a premiului întâi la categoria freestyle a concursului național desfășurat anul acesta la Cluj. Alexandrencele au concurat împotriva altor 56 de echipe, așa că lupta a fost foarte strânsă. Anul acesta putem să spunem că suntem campionii naționale ai României. Este a treia participare la un campionat național. Debutul nostru a fost făcut în anul 2016. Rezultatele noastre au fost dintre cele mai bune, reușind la categoria de freestyle pom să luăm locul întâi. A fi majoretă nu înseamnă însă doar a te bucura de admirația celorlalți. În spatele acestei pasiuni stau ore întregi de antrenament, disciplină și multă ambiție. Pasiunea aceasta o am de 3 ani de zile, de când am ajuns la liceu. Sunt capitanul echipei și consider că eu și echipa mea am evoluat împreună, chiar dacă au plecat și au venit fete noi, întotdeauna le-am primit cu brațele deschise. Odată cu participarea la campionat am văzut că în celelalte orașe sunt privite majoretele ca un sport, nu ca un dans. Și încurajează copiii de mici să facă și sportul ăsta. Este destul de multă muncă, având în vedere că am fost la campionatul național și acum, pentru că ne-am calificat mai departe la campionatul european, o să trebuiască de 2 ori mai mult să muncim. Am făcut câte 4 ore de antrenament zilnic, în timp de 10 zile, iar în vacanță putem spune că am muncit și atunci. Pentru rezultatele obținute în țară, majoretele de la Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat din Alexandria vor reprezenta România la campionatul european ce va avea loc în Rusia.